a venit și mi-a zis, uite, eu te iubesc, eu nu vreau să te pierd. Dar eu nu vreau să aud nimic despre copilul ăsta. A venit spre mine la bucătărie și m-a lovit cu piciorul în burdă. Și mă sună maica sa. Puteți să dăm 10.000 de euro, îți ajunge să faci avort. Am devenit ofițer, eram la master și am mers la muncă în armată. Acolo l-am întâlnit pe el. Eu m-am îndrăgostit lulea. Relația noastră a fost o relație superbă dar neajunsul relației noastre era căsătorit, eu o să divorțez pentru tine, așteaptă-mă. Și eu am ajuns să fiu amantă, soția aflat. Ea era la ușă la mine, cu copilul. Îmi zice, uite ce faci tu că el vine la tine. Am rămas la o notă pozitivă și prietenoasă cu ea. Ea îmi zice, uite că avem mult în comun, avem, iubim același bărbat, uite, dacă e tot așa ok între noi toți trei, deja ne cunoaștem, poate trăim în trei. Am trecut la viața viață trei. Just Consult este lider absolut în prestarea serviciilor de redobândire a cetățeniei române și perfectarea actelor românești. La Just Consult ai parte de asistență legală corectă și transparentă, de la colectarea actelor de stare civilă și depunerea dosarului pentru redobândirea cetățeniei române până la obținerea actelor, alocațiilor pentru copii și permisului de conducere românesc. Pentru mai multe informații, accesează site-ul justconsult.media. monologul de astăzi vă prezintă istoria cu tremurătoare a Iulianiei. Ea a fost marcată de violența mamei, a crescut cu complexe, era obligată de iubiți să avorteze, a avut o relație cu un bărbat însurat și a fost prinsă de soția acestuia. Iar apoi a trecut printr-o căsnicie complicată cu un bărbat dependent de jocuri de noroc. Iuliana a trăit în trei decenii, atâta dorere câți alții nu adună nici în trei secole. Dar înainte de a afla povestea ei, vă îndemn să vă abonați la canalul meu de YouTube și să faceți click pe clopoțel. Așa veți afla primii când voi publica un video nou. Mulțumesc mult! Mă numesc Rinița Iuliana, am 36 de ani, sunt de baștină din Bender, stau în Corsica, Franța și vreau să vă povestesc istoria mea. M-am întâlnit în copilărie cu agresivitatea mare. Mamei foarte mult, major și fizică și psihologică. Nu și-a dorit sarcina cu mine, dar a păstrat-o din un scop manipulatoriu să-l păstreze pe taică meu acasă, fiindcă ei, ei vroiau să divorțeze. Și în timpul ăsta, anii ce era rușine să vii acasă cu un copil, cu un divorț, cred că stigmatizarea femeilor în perioada aceea a fost foarte gravă. Și a, lăsat, a păstrat sarcina acasă, să-l întoarcă pe el acasă și dragoste nu am simțit niciodată. Familia nu a rămas pastrată, au divorțat odată ce s-au deschis hotarele în Italia. Dar uh, agresivitatea față de mine și culpabilizarea mea în problemele ei și în căsnicia lor. Adică eu eram cea vinovată că ea nu este fericită, fiindcă dacă nu eram eu, ea era să fie cu un copil mai liniștită, dar cu doi stă și Ia! a fost foarte agresiv fizic. Ea m mă bătea foarte des, cu motive și fără. Și dacă chiar mă ascundeam pe sub masă undeva, putea să meargă în bucătărie și să caute o mătură, un teu, și să, ca să mă poată ajunge să mă lovească. Și mereu îmi spunea că te duc la casa de copii. Putea să mă dezbrace goală și îmi țineam chiluței așa micuțe să nu-i rupă, că vroia să-i smulgă și îmi zicea că te dau afară, așa cum ai venit, așa și pleci. Adică goală. Uh, și aici cred că și uh, mi s-a lăsat amprenta unei rușine al corpului, căci am luptat și cu complexe în uh, maturitate. Dar am avut în schimb o relație cu tată superbă. Tatăl meu este bărbatul cel mai important din viața mea. Cu mama nu avem nicio comunicare. Eu nu comunic, fiindcă ea acum nu m-a iubit așa și nu mai iubește și nu mă acceptă, dar știu că am auzit pe la Rudy, că uneori are momente pozitive și se mândrește, le spune la toți care are o fată frumoasă, deșteaptă, inteligentă, vorbește multe limbi, a făcut studii pe aici, pe acolo, dar... Are momente când mă jur, jur mereu, ea zice mereu că ea m-a luat de la casă de copii, eu nu-s copilul ei, căci o întreabă lumea, de ce nu comunici cu copilul tău? Păi nu ea mea, că e de la casă de copii știe? și mereu mă șantajat cu chestia asta în copilărie și uneori era într-atât de agresivă cu mine, căci eu chiar îmi doream uneori să merg la casă de copii. Mai bine acolo decât cu ea acasă. Fratele meu, el a iubit cel mai mult până acum. El a fost cel mai bravă cel mai bravo, cel mai deștept, la școală bravă. Eu chiar dacă aduceam note de 10 acasă, pe ea nu interesa. Eu m-am înscris la școală, la toate secțiile, de la Casa de Cultură, toate, toate activitățile care au fost, eu m-am înscris la toate. Și la toate am avut succes și am mers cu școală la campionate și sport am făcut. Adică aduceam succes, doar să fiu observată. La școală am avut foarte o, o relație foarte complicată cu colegii, fiindcă mama, evident, ne iubindu-mă, nu prea avea grijă de mine ca, ca, cum ar trebui o mamă de față de fată. Eu mă îmbracam de la second hand, eu îmblam ca o babă, știi? am îmbrac așa că e cald, dar eu arătam ca o babă, știi? Urât, hainele se vedeau că erau purtate și poate undeva cusute și nu știu ce, și se râdeau de mine colegii. La 18 ani am venit, să mă în Chișinău, eu nu știam încă bine definit planurile mele pe viitor. Eu nu am vrut să fac studii pentru că trebuie studii după școală obligatoriu. Eu am vrut să mă găsesc pe mine. Am prins puțin libertatea, știi? Fiind acasă mai sever, mai strict, eu am prins puțin de libertate. Eu am vrut să fac cei ce îmi plăcea. Eu, uite, privind o emisiune la televizor, am văzut un anunț că casting, fete la cursuri de top model. Zic, eu mă duc. Eu nu eram fata cea mai frumoasă, dar eu zic eu mă duc. De ce nu? Și eu am învățat acolo să merg frumos, să etichetă, să vorbesc frumos, să mă predau, să mă arăt frumos. Și mi-a adus foarte mari plăceri, știi? Dar asta a fost momental doar pentru mine, pentru plăcerea interioară. După am, am întâlnit un băiat cu un an mai tânăr ca mine și noi am început o relație mai serioasă cu ea. Noi am început o relație foarte frumoasă, ea a fost, eu, foarte frumoasă, jumătate de an am avut o relație ca în povești. El a devenit gelos, a devenit gelos paranoidal. Eu la început râdeam, credeam că e, 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 păi e hazliu, situația este bizară, dar trăind o zi de zi ea nu mai devine atât de bizară. El putea să vină acasă la mine, că eu trăiam singurică, și să vină și să bage sub pat. unde e? se bage pe dulapuri. Unde ești? Cine? Amantul. Și care amant? Și care amant? Și el, unde, unde? Eu credeam că el glumește, o luam în glumă, râdeam, ambe, el gata să calma. Și după asta devenise după o boală. Eu mergeam cu el pe drum și dacă se uita cineva la mine, el, cine e asta? De ce s-a uitat la tine? Te-ai culcat cu el? Ai avut ceva cu el? Zic, cine, unde? Uite omul ăsta. Deja trecut, nu știu, nu știu cine. Te-ai culcat cu el. spune precis, am avut o situație cu el foarte urâtă, fusesem noi într-un restaurant și n-aveam răbdare să așteptăm chelerul după cunota. El s-a dus la, la casă să plătească, eu am ieșit în față. Și era o masă cu șase băieți lângă ieșire și s-au uitat la mine. Evident, fetiță, 19 ani, tinerică, știi? Am făcut și sport, evident, și fizic. Arătam bine, deja am prins la feminitate, știi? Și s-au uitat băieții ca orice bărbați, Și ăsta a văzut m ajuns de un spate, de un urmă, și mi-a zis: Cu cine? te-ai culcat cu ei, spunem, 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 știi, că te-ai culcat, era într atât de obsedat că eu am avut pe cineva. Ne-am întors în restaurant și el i-a întrebat pe el dacă ei s-au culcat cu mine. Înțelegi? Și am, am avut o ceartă, că au venit și carabinieri, era o ceartă majoră, nu mai puteam scăpa de el. Deja devenise obsesiv îmi schimbase numărul de fiecare dată dacă mă suna cineva în afară mamei și fratelui. Relația, fiind tot atât obsesivă și bolnavă, eu deja încercam să pun punct. Încercam să pun punct cu el și venise el odată la mine noaptea, deja servit pe la patru și nu puteam scăpa de el, plângea, era servit, iartă-mă, hai, mai dă-mi o șansă. Eu deja eram obosită și el, hai să facem un copil. El îmi zice, hai să facem un copil. Eu fiind cu probleme ginecologice, deja aveam două intervenții la 19 ani și medicii îmi dădeau rezerve puține de a fi mamă. Eu nu mai aveam ovarul drept. La 17 ani îmi plesnise ovarul și am avut o intervenție la trompe, pe la 18 jumate. Și el, hai să facem un copil, un copil așa, al nostru, știi? Bătea în punctul meu sensibil și eu zic, hai, și peste trei săptămâni am vomă. Vomit, mi rău. Noi ne-am împăcat, evident. mi e, mi -e rău. Eu zic, nu, am mâncat ceva prea iute, am mâncat prea echipărat, am mâncat prea sarat și prietena mea era o prietenă la mine, și îmi zice, tu ești gravidă. Zic, nu, nu poate să fie așa. Medici au zis că eu am 20% de posibilitate. Deci așa, repede. Și ea, nu că ești gravidă, că eram palidă, obosită și am făcut, am cumpărat un test dimineață. am făcut testul, nici nu am ajuns de la baie până în dormitor, deja aveam două liniuțe pe test. Asta a fost cea mai fericită zi din viața mea. Eu zburam, între atât eram de fericită, era ora 6-7 de dimineață, la ora 9 deja știau toți că sunt însărcinată. L-am sunat și pe el, să-l bucur el, doar a vrut să facem un copil, nu? îl sun și spun, uite, s-a întâmplat. Ai zis, hai, eu, da, și domnul a dat. Avem un copil, sunt însărcinată, dar el, având casă mare cu telefoane paralele, a pus repede receptorul. Și stop, care-i treaba? El, de, după mi-a explicat că poate să ridice mama, fratele, tata, receptorul și poate să audă, stai că vin. Vine la mine, 10 minute era la mine, nici nu se spalase pe față, știi, să vedea că încă nu s-a spalat el așa cum l-am trezit, așa și-a venit. Și el, facem avort, că e de vreme, suntem tineri, suntem tineri, eu sunt anul întâi tu ești anul ciclu 0, la Creangă face eu atunci intrasem la ciclu 0, zic măcar bacalaureatul să-l am și facem avort că noi suntem tineri hai că noi după o să facem copii, că ia uite fratele meu totul mai are o prietenă de câțiva ani și uite sunt împreună și am mai făcut avort, dar că nu e timpul. Și eu zic, nu, cum să facem avort? Ce cu tine? Ești bolnav? Care avort? Păi tu ai vreo copil. Păi eu am spus asta ca să ne împăcăm. Că știam că o să, o să, zici da și o să vrei să ne împăcăm și eu am spus asta pentru a ne împăca. Și zic, păi tu ai spus ca să ne împăcăm, dar uite, Domnul ne-a dat. Și au început săptămâni de calvar, a început șantajul, a început să mă sperie, e psihologic, a început să mă atace. Îmi zicea, uite că voi să naște mort. Scopul lui era să, să, să cedez și să fac avort. El a vrut asta, el a început să mă sperie, să mă amenințe cu prietenii lui. Îmi spunea, uite, eu o să plătesc pe cineva să te întâlnească după colț, să te lovească cu bâta în burtă ca să pierzi sarcina, evident. Eu o să-ți să pun pastile în ceai, în suc, în lapte. El putea să vină la mine și mi-aducea lapte, eu nu beam, aruncam tot ce era lichid. Ce mi-aducea el din frică că el mi-a pus pastile, fiind dintr-o familie cu bani și având prieteni din toate domeniile și medicinii, eu eram deja sigur că el poate să facă chestia asta. A durat săptămâni de teroare, nu fac avort și după eu, văzând că nu mai are rost să continuăm istoria noastră și viața noastră în continuu, eu am dorit copilul și am spus să pleci. El încă, și el încă mi spunea alege sau eu sau copilul și eu zic că e bizar să faci alegerea între tine și copilul tău în mine și i-am spus să pleci. El a plecat, el a, a întins toată istoria asta până la 12 săptămâni fiind informat că ce avortul se face până la 12, 12 săptămâni și el a plecat. Dar el a plecat fizic, dar nu și emoțional. După el nu a mai rezistat, a venit și mi-a zis, uite, eu te iubesc, eu nu vreau să te pierd. Dar eu nu vreau să aud nimic despre copilul ăsta. Eu nu vreau să vorbești că ești însărcinată, să vorbești despre sarcini copii. Eu vreau să fiu cu tine, tu în prezența mea nu vorbești că ești gravid. Nu mi-aduce aminte că ești însărcinată. Și zic, ok, dacă e posibil oare chestia asta, dar nu, burta crește, eu vorbesc cu burta, eu mângă, eu a început lumea să vadă burtica să-mi dea locul în transport și asta îl înerva foarte tare și a început să fie, a, devenit iritant. A devenit iritant între atât cât și pe 8 mai, în 2006, având 17 săptămâni de sarcină, el m-a lovit. Eu, eu eram la bucătărie, făceam mâncare, aveam pofte și el, nu știu, hai că mergem o pe jur cu prietenii la frigărui, că și ziua victoriei. Și eu zic, stai puțin deja să termin, să pregătesc tot și ne ducem. Că ei abia au ajuns, încă nu s-au pregătit, nu pierdem nimic. Haide, haide, el deja a încalțat la ușă, mergem, mergem. Zic, eu nu merg, eu vreau să mănânc, uite, sfeclă fiartă acum. Eu sunt însărcinată. Și el a venit spre mine la bucătărie, m-a dat înspre fereastră și m-a lovit cu piciorul. În burda. Eu am strigat foarte tare și el mi-a stupat gura și mi-a târât din bucătărie în dormitor. Și eu, încă pe drum, am dat de telefonul ăsta fix să-l sun poliția, moșul meu, că am un moș care a avut grijă de mine mult timp. Și el a luat telefonul, l-a trântit de podele jos, ca să nu pot suna. Dar faptul când am strigat, m-au auzit vecinii și știind de problemele noastre, au venit la ușă și băteau în ușă. El s-a speriat și s-a dus. Eu cred că dacă nu veneau vecinii, nu, nu, cred că mai păstrăm uh, păstram sarcina asta, nu mai continuam. Și am mers la spital, ambulanță, am, stat, am, am rămas spitalizată, el a venit seara la mine în spital și mi a zis, tu ce nu ai pierdut încă? Tu o să pierzi oricum. Și mie mi s-a făcut frică, și una din condițiile lui în timpul primelor săptămâni e să nu spun la părinții lui că sunt însărcinată. Căci el o să piardă susținerea financiară, știi? Și eu am sunat taică tatălui lui. Fiul dumneavoastră m-a lovit. Eu sunt însărcinată, am 17 săptămâni, dumneavoastră o să deveniți bunic. Și mă sună maică sa. Mă sună maică sa și îmi zice, vrei bani? Mă zic, eu nu vreau bani de la dumneavoastră. Eu să furt bani de la dumneavoastră. Eu de mult eram să fiu la poarta ușii la partea dumneavoastră și eram să zic bună ziua, primiți-mă. Sunt o sărcenată, copilul vostru și întrețineți-mă. Eu nu vreau bani. Câți bani vrei? uite să dăm 10.000 de euro, îți ajunge să faci avort? Uite că bărbații, așa este firea bărbatului. El s-a culcat, a dat drumul și s-a întors cu spatele și și-a adormit. De la ce eu i-am răspuns? Zic că păi, aveți și dumneavoastră bărbat acasă, fix, așa va face. Doar eu i-am zis un lucru, eu vreau să fim oameni. Ei au dispărut din viața noastră, din viața mea, deloc nu s-au făcut văzuți. El așa mai încerca uneori, dar zero. Eu am născut, sarcina mi-a dat putere, putere să fac studii, putere să devin cei ce am devenit și am o fată de 16 ani, frumoasă. Vorbește multe limbi și eu îi sunt foarte mulțumită lui că mi-a dat-o și eu o am, dar îmi pare rău pentru ei că ei nu au parte de fericirea asta. Yeah. În timpul sarcinii mi-am dat seama că ce vreau să fac. Eu am realizat scopul vieții mele, studiile și am mers în luna 6 la universitate. Aveam perioade, zile când nu aveam cu cine lăsa copilul, am fost chiar și la sesiuni și la susținerea tezei de an cu copilul în brațe. Ea era așa de liniștit că nu a simțit nimeni prezența ei. Și în perioada aceea am făcut cunoștință cu un băiat care cred că am avut și eu nevoie de el, el era mai, și mai, mai, mai merg cel ca mine și mai puternic și mi-a dat o liniște sufletească. Și fiind într-o relație, foarte frumoasă relație, a fost la început, dar intrasem într-o perioadă, știi, când trece pasiunea și trece perfecțiunea asta și vrem să fim toți perfecți, trecem într-o perioadă să mai arătăm și ceea ce mai avem la dos. Și am început să avem niște zile mai sure uneori dar oricum continuam să fim împreună. Și într-o zi am aflat că sunt însărcinată. Aveam pofte tare mari și am făcut test și sunt însărcinată. Eu și spăriată un pic, fiindcă sunt ultimul an la universitate, mai am și teze și am calculat deja nașterea nimerește în examen în perioada de luna iunie. Îl, evident l-am contactat, a fost, a venit la mine, uite, vreau să-i fac și o surpriză, cum fac fetele, știi, mai, așa, uite, am un cadou, știi, și iară testul și el s-a blocat și mi zice, păi, ce e asta? Zic, cum sunt însărcinată și eram fericită și speriată puțin, fiindcă nu eram căsătoriți, eram în cuplu, dar era perioada asta puțin mai rigidă. Și el îmi spune, păi, știi câte teste ți aduc eu mâine de senate? Și eu am înțeles aici, pe loc, în clipa asta, am înțeles că e, eu sunt singură, știi? Eu, eu sunt în situație mai dificilă decât prima dată. Fiindcă eu deja am un copil, eram și studentă și financiar încă nu eram bine pusă pe picioare. Și eu îi spun, ok, în capul meu zice, fac avort, ok. Îi spun, ok, fac avort, dăm bani. Și el îmi zice, a, asta ai vrut de la mine, tu bani ai vrut. Și zic, ok, nu trebuie nimic, hai du-te. Eu am împrumutat bani și am cumpărat pastile. Am întors capitolul și am și absolvit universitate. După absolvirea universității am făcut și catedră militară de ofițer. Am devenit ofițer, eram la master și am mers la muncă în armată mi-era visul meu. Asta a fost visul meu din copilărie, să fiu militar. Fiind tatăl militar, eu am fost educat în stil mai sever, mai disciplinar și mai sportiv. <laughs> și am mers, am lucrat în trupele de carabinieri primii doi ani. După am cerut transferul în Ministerul Apărării într-o subdiviziune al Ministerului Apărării. Și am mers la convorbire la comandant. Uh. Acolo, în, în cadrul subdiviziunii, l-am întâlnit pe el. Eu l-am văzut pe platou. Era în uniformă militară și venea spre mine. Eu mergeam cu treaba mea la interviu, la convorbire. Și când l-am văzut, mi-a căzut cerul, zic, asta este James Bond al meu. Și noi am făcut cunoștință eu am mers la o prietenă de-a mea după asta și am zis că, uite, eu m-am îndrăgostit. este dragoste de la prima vedere, există. Eu m-am îndrăgostit lulea. Eu am pierdut capul și gândul și graiul, nu știam ce să vorbesc. Am început să comunicăm fiind într-un mediu comun și o lună am comunicat doar prin rețele de socializare, mai mult, la, dar din de, de nivel social nimic personal, dar eu nu, nu, puteam să mă abțin, vroiam să-i scriu și nu știam cum. Și am, singură am început să flirtez. Singură am început să flirtez și eu singură m-am cerut la el. Ah, întâlnirea noastră a fost, eu cred, că cea mai memorabilă pentru ambii. Pentru că noi, în ziua ce am pierdut capul ambii, am pierdut mintea, capul și rațiunea. A fost o întâlnire pasională, nici este puțin spus pasională. Fiindcă nici nu am reușit să intrăm în apartament din scara blocului, a început pasiunea. Fiind încă ziua, fără rușine sau timiditate când ne aud de vecinii, nu aveam răbdare să ajungem sus. Noi am făcut sex în coridor. Noi nu am ajuns încă la pat, noi nu am avut răbdarea, înțelegi? Hainele se rupeau pe noi. Asta a fost a fost o nebunie, a fost o nebunie, m-am simțit uh, ca în filme, uh, am, am simțit o plăcere și un extaz, dar ni, un extaz mai mult emoțional, fizic evident, dar emo emoția care conduce. Și el a, a plecat, trebuia să plece la muncă și se-a peste 5 minute căci uitase la mine lucrurile lui și zic, uite că dacă te-ai tu o să mai vii. <laughs> este semnul că vrea înapoi inconștient, dacă ai uitat ceva la mine, înseamnă că vrei să rămâi aici. Și a început să ne întâlnim mai frecvent, să ne întâlnim o dată în săptămână, ceea ce devenise deja obicei. Și erau serate, eu îmi planificam ziua asta din timp, eu îmi făceam planuri, tac. Mâine mergem la film, facem sex, un film cu amfiteatru plin. Noi am mers la o sală, 80% de, de, perso de scaune erau umplute, și nu contează. Erau oameni peste două scaune din noi. Eu, fiind de de, 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 natură creativă, cum că planificam fiecare întâlnire, îmi plăceau și jocurile de rol. A, mai povestesc așa un joc foarte interesant și care îl recomand cuplurilor. M-am îmbrăcat vulgar, am îmbrăcat o rochie foarte scurtă, care nu venea deloc. Și am îmbrăcat ciorapi de de la sex shop, sexy, tocuri, m-am machiat vulgar, buzele roșii, am strâns părul și noi am mers în oraș. I-am zis, uite, vreau să jucăm clientul și prostituata, știi? Și el, hai, dem -o la o stradă, așa mai la două. Zic, nu, 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 eu vreau pe Ștefan cel Mare. <laughs> și el, cum, uite că poliția, a trecut o, o mașină de poliție rutieră. Zic, nu mă interesează. Chiar dacă ne oprește, noi ne știm. Dovedim faptul că nu suntem... Ieșim din situație, înțelegi? Și <laughs> Și am jucat rolul până dimineața, știi? Ne-am ne înțeles și la preț, la servicii, preț. <gângări> Mergeam acasă și dimineața el se ducea la muncă și eu zic, da bani. <gâri> și zic, stai puțin, îmi datorie o sumă de bani pentru serviciile prestate, știi? Și uite, toată seara am vorbit cu el ca doi oameni străini. Am mers pe Ștefan cel Mare, am ales semaforul, i-am spus, uite aici, oprește-te. Am coborât de mașină, el a făcut un de și s-a dus să, să ocolească strada, să se întoarcă, fiindcă e dublă, lini, marcajul, nu, nu are dreptul să se întoarcă pe loc. Nu mai plecase, se oprise deja două automobile. <laughs> cu invitație, Domnișoară, nu vă fric. <laughs> zic, nu mersi. Dar ce căutați? Zic, caut și eu. <laughs> Fiu comparată și ei. Păi stai că noi suntem aici. Zic, nu, 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 mersi. Eu cu iubitul meu ne jucăm. Și ei îmi zic, vreau și eu așa iubit. Nu vreți să fii iubita mea? <laughs> Și s-a apropiat eu m-am apropiat de el ca, ca în filme, înțelegi, m-am plecat, m-am băgat cu, cu, nasul în mașină și salut <gângătă -i> flăcău, chipiș, ce te interesează, știi, și el, uite, asta, cât, la ce preț, asta, asta, ce servicii, zic, uite, dacă cumperi un pachet așa, îți dau și o ofertă <gântă -i> Am mers ca doi oameni străini, unde merge, mergem la mine, dar, înțelegi, era o a început jocul nu în maș din mașină, a continuat în scara blocului, m-a dezbracat acolo, am făcut amor în scara blocului. Cu, cu, cu gălăgie, eu nu sunt o fată liniștită. Relația noastră a fost o relație superbă, dar neajunsul relației noastre, neajunsul -a, a fost că era surat. Era căsătorit, pe mine nu m-a aranjat chestia asta. Eu, peste vreo două luni de relații cu el, am înțeles că mă îndrăgostesc, mă îndrăgostesc deja, nu mi am bagat emoții. Nu e doar sex între noi, fiindcă sexul și creează dependență emoțională, endorfină. Și am vrut să plec. L-am rugat să mă lase. I-am zis, uite lasă-mă, dăm voie să plec. Și el a zis, nu, tu nu o să pleci din viața mea. Tu nu trebuie să pleci din viața mea. Eu te iubesc. Așteaptă-mă. Eu o să divorțez. Eu nu am cerut de la el asta. El a venit cu propunerea. Eu o să divorțez pentru tine. Așteaptă-mă. Și zic și cât o să când o să divorțez. Pe păi hai, vreo 5 ani. știi? zic: "Nu, nu, nu, eu nu sunt Camila Parker. Eu nu stau cu ani. Ca toți bărbații cred că aceeași istorie." nu mai mă nu mai iubesc, nu mai dorm cu ea, vrem, nu se, dormim, dormim în camere separate, nu ne înțelegem, trăim doar pentru copil. Știi, aceeași istorie, cred că, la toți. Dar noi nu știm niciodată ce se întâmplă, într-adevăr. Fiindcă, tot după istoriile astea, tot vezi că soțiile rămân însărcinate, mai nasc copii, știi? Dar tu, tot asta treci, vezi că stai, cum? Sunt supuși adulterului toate cuplurile care s-au căsătorit fără sinceritate și comunicare din start. Fiindcă foarte mulți bărbați își aleg femei pentru gura lumii. Fiindcă ea gătește gustos, e gospodină, e din familie bună, este fată educată, ea este doamnă, prezentabilă. Dar el iubește alt tip de femei. Păi tu din start chinui două persoane, două suflete pe tine. Că stai cu o persoană care nu ți se potrivește și pe ea Căci ea nu are ocazia și șansa să-și găsească bărbatul ei care o va respecta și o va iubi așa cum este ea. Da, eu fizic, emoțional, tot, mă simțeam super. Eu eram satisfăcută zilnic, două, trei ori pe zi. El îmi zicea, uite, eu nu mă culc cu soția mea și pute... eu îl credeam, fiindcă el încea, eu după tine nu mai vreau. Eu nu mai pot. Cum să mă culc cu ea dacă tu mă obosești? Eu... I-am nimerit în cale lui într-o perioadă foarte dificilă, emoțională și profesională. Având unele neînțelegeri, poate și acasă deja, și la serviciu, el avea nevoie de susținere. Și susținerea asta el a găsit-o în mine. Fiindcă eu i-am dat putere. Putere și aer proaspăt, știi? Eu l-am susținut. Este un stereotip, este un mit care spune lumea că bărbații nu se duc la amante după borș. Nu, Borșul meu încă era mai bun ca acasă. Eu și îl hrăneam, și îl spalam, și la lucru îl trimiteam. Satisfăcut, evident. Nu vreau să, să, să mă ridic în slăvi, că sunt, 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 foarte ideală, sunt bună, că am făcut o faptă bună. Nu, e deloc nimic bun. Eu puteam să pun start, stop, să spun stop și să fiu fermă în, în stoparea asta din start, când am, am înțeles ce, unde m-am bagat. Dar, da, e, frica, neîncrederea în mine, atașamentul emoțional, fiindcă nu numai el a primit emoții și plăcere în relația asta și adrenalina, dar și eu. Eu eram tânăr, singură, mamă, copil, serviciu. El mi-a dat și mie cei ce căutăm, căutăm noi toți satisfacția noastră. Noi, în fine, totuși căutăm toți să fim satisfăcuți și fericiți, dar fericirea vine din satisfacție. Din satisfacție și sexuală. Orice cuplu reușește dacă sexul este 70% din reușita cuplului. Dacă voi aveți un sex după necesitățile și fanteziile noastre, proprii, 70% le aveți în buzunar. Și uite, eu cu el le-am avut. Și noi am mai avut și alte. Noi am avut și atracție fizică, simțul umorului, susținere. El a fost bărbat, el avea grijă de mine, ca femeie, ca iubită. Noi am, n-au lipsit ieșirile în restaurant, romantismul, petale de trandafiri, noi am avut parte de tot. Nu știu cum era cei ce pleca el acasă și cum era acolo, fiindcă noi evitam discuția asta în majoritatea, dar se rezumau toate discuțiile la faptul că el nu prea are relație frumoasă cu ea, nu prea are sex, asta e istoria la, ca la toți. Uite, într-o, peste vreo jumătate de an, îmi sună el mie, agitat și uite îmi spune că ai grijă de rețele de socializare, nu ți minte precis discuția, eram la serviciu, era gălăgii prin prejur, soția a aflat de tine. Mă sună seara și îmi zice, uite cineva, i-a spus soției, trebuie să ne întâlnim, să ne vorbim, să vorbim, ne-am întâlnit, el mi a zis, uite așa, așa, nu schimba nimic, nu schimba pozele, eu cu el poze nu faceam, dar puneam profile, de stat statuturi de dragoste, știi? Puneam melodii cu Celine Dion și cu inimioare că te iubesc, că e... mesajul care el evident știa că e pentru el. Toți știau, toți știau de relația noastră, părinții, fratele, toți. El a fost intrat în casa mea. Și pentru mine era o relație normală, doar că el seara se duce acasă. A început să fie mai precauți, el a început să fie puțin paranoid. Deja undeva mergeam, putea să vadă vreo mașină, dacă în colea după noi, vreo două cavartele, intersecție, este ceva după noi, știi, ne urmărește. Uite că treci timpul, treci timpul, totul este ok. De ziua mea, noi am făcut o sărbătoare foarte frumoasă, am organizat un club, noi am mers, am petrecut foarte bine și dimineața când ne-am trezit, eu aud plâns de copil, știi, în scară. Se aude, știi, când plânge un copilaș. Dar neavând copii mici, ăștia care să mai plângă pe în scară, zic, ce bizar. El se duce în baie și îi sună telefonul, îi sună telefonul, dar era în baie. Și când iese, iese, își vede telefonul, răspunde și vorbește cu ea. Și zice, uite că sunt plecat, el i-a zis că e în deplasare și vin acuși în vreo oră, două ajung acasă, vin, ultimă mă pornesc și ea îi spune, deschide ușa. Ea De era la ușa la mine, cu copilul. Ea, după, mi-a zis că ea a văzut odată pe el, urmărea singur pe el. Și l-a văzut odată cumpărând flori și mi-a mi povestea că am văzut cum cumpăra flori și zic, oi, mă duc acasă că mi-a bărbatul flori și el vine fără flori acasă. Și el, de atunci el, ea -a făcut și de atunci ea mi-a zis, de atunci a început, el, el îmi zice, de atunci a, cumpărat, a început să cumpăr două buchete odată. Și ea da. știe ce mi-a zice, mersi ție, acum am și eu flori acasă. Îi sună telefonul, răspunde și se aude, deschide ușa. El îi spune, adică îi spune, cu scuză că uite, eu sunt în plecat, acum vin în două, trei ore, ajung și ea deschide ușa. Deschide ușa, S-a speriat în câteva secunde. Era afară și mi-a zis în ușa și nu deschide ușa nici cum. Să nu deschizi ușa. Și eu stau la ușă și ascult și văd că ei se ceartă sub ușa mea. Ea cu copilul în brațe, stă sub ușă și se, se strigă, se ceartă cu copilul ăsta. Sarmanul mi-era milă de copil, pentru că ea era pierdută, plângea. Ea striga, batea în ușa mea, deschide că te bat, deschid, că te flocă, știi? Dar eu deschid, dar vezi să nu te bat eu, că eu nu mă las, cum? Adică eu sunt divină, da, dar ce să mă bat tu pe mine? Și mai în fine, au început să se certe și ea că, uite, vii la mine după ea, că vii și mă săruți după ce ai sărutat-o pe ea, știi? Adică în scară striga, au ieșit vecinii. Au ieșit vecinii și ea, domnișoară, vă rog frumos, mai încetul, și ea, că am venit să-mi iau bărbatul de la amantă. Și eu atunci am deschis ușa, zic, hai, intră. <laughs> vecinii ei știu că eu sunt o persoană specială, dar chiar nu mai dau detalii. Și a intrat și el nu intra, ea interzice ei să intre. Nu, nu intra și ea Zic cum să nu intră, Doamna ne invită, Haidem, hai, intră. Și între la mine, se ne așezăm la masă, la bucătărie, am făcut un ceai și a început să-mi povestească istoria ei. Știe? Din partea ei, cum a trăit ea chestia asta, știi? Ea mă întreabă, tu îl iubești? Și eu zic, da. Tu o iubești? El, nu. Uite, el zice că nu te iubești. Eu zic că el mă iubește. El îi zice, fiindcă tu ești cu copilul aici în mână și manipulezi. Și ea zice că e copilul meu, că nu ți-l dau, că el de copilul și eu mă duc și discutați. Nu că e copilul meu și nu ți-l dau, că și -i manipularea asta. Și am început să-mi povestească istoria ei. Căci la două luni de... cu mult mai înainte, ea a văzut telefonul. Și văzuse mesaje unde el îmi făcea declarații de dragoste. Și pe ea, atâta, eu am văzut atâta durere în vocea ei, fiindcă ea îmi zice, uite cum, la, la atâta termen scurt, ei făcut declarații de dragoste, dar mie, peste doi ani după ce, știi, mie, când? Și ei, tu ei scris că o iubești. Eu nu știam chestiile astea, fiindcă ei aveau, el a ieșit din situație, a zis că, uite, acolo, ăsta e mesaj codat. Eu în viața mea nu o să cred nimănui la așa mesaj că el este codat sau este un mesaj ascuns. Să crezi așa ceva? Ea îmi zice că adică, ca că sunt fericiți. Că la ei e ok, da, ea după mi-a recunoscut că nu au sex, că el... i a început să-mi povestească cum vedea ea. A zis că uite, eu mi-am dat seama de mult că el te are. El a început să devină distant. A început să doarmă pe fotoliu, în salon, a început să stea în telefon, a, vinea venea sătul, mitul cu borșul. Numai e, emoțional el a dispărut, el era absent. El era fizic, prezent pe fotoliu în telefon, dar era absent. După mai a fost o situație, eu aveam niște, nu știu, o schimbare hormonală și credeam că în, sunt însărcinat. Am mers la farmacie, am cumpărat un test, dar cecul a căzut din sacoșă și s a căzut sub scaunul lui și a stat acolo vreo lună, ea a găsit cecul și i-a zis, uite ce e, și el a nu, că uite că i-am dat mașina cuiva și poate cumva ceva, și a ieșit și din situația asta. Și i-a dat crezare, evident. După ea a aflat, i-a spus cineva, ne-a văzut cineva, știa de noi și i-au spus că li s-a făcut milă, Eu nu înțeleg persoanele astea și niciodată nu o să înțeleg care spun că ăștia care spun eu, eu îi consider sadici, mazochiști, fiindcă tu, tu, tu conștientizezi că o să faci dureros. Nu să schimbi situația cu nimic. Bărbatul ăsta nu va deveni ideal. El oricum, cum a înșalat, o să înșale. Dar tu creezi, poate, durerea altei persoane, Că ea poate trăiește liniștit acolo în fanteziile lor și este liniștită, fericită și satisfăcută de viața lor, așa cum este. De ce să stricăm? Că noi oricum, eu cred că nu mai trageam noi 10 ani împreună, oricum eu era să plec. Dacă ea află, este deja problema lor, dar dacă nu află nimeni, nu, nu, nu va bagați în, în cupluri astea, nu, nu, nu trebuie să ne bagăm noi. Să spunem, uite asta, uite aici, uite, să-i filmăm, să trimitem fotografii, poze. Stăteam la masă, beiam ceai. Ea mi spune că, uite, jumătate de an urmă, el mi se jurase în genunchi. că te lasă? Când a aflat ea atunci când ți-am povestit situația, când el m-a sunat la serviciu și mi-a zis că i a aflat. El atunci i s-a jurat că termină relația cu mine. Pune punct că eu sunt doar distracție, că, ca toți bărbații din partea cealaltă ce spun că este distracție, că a fost o greșeală, că nu știu, nu mai știu detalii ce am mai povestit, dar ea mi-a zis că el s-a rugat s-a jurat că mă lasă. Dar uite că trecuse jumătate de an și eu trăiam foarte fericit în cuplu. Mi-a povestit situații cum l-a prins înainte, îl prindea că era înșalată. Și eu îi spun, păi dacă uite te-a de ce te-ai cu el, dacă el te-a înșelat. Păi am crezut că se schimbă. Bărbații niciodată nu se schimbă. Am nu, dar de o noapte. După căsătorie, el iar l-a prins când povestea ea situații, cum îl prindea cu mesaje, cu ruj, servit, înțelegi? Și eu zic, păi de ce ai mai făcut și copil cu el? Am crezut că paternitatea îl schimbă. Și paternitatea ce a făcut m-a adus pe mine. El s-a îndrăgostit. El nu doar se duce fizic să se descarce, sau o degajare emoțională, fizică, e așa spun de obicei, că eu m-am descarcat, că e tensiune. El s-a îndrăgostit. Eu consider că asta a fost, a fost, cea mai frumoasă relație din viața mea. Și el îmi spune sigur că uite la noi așa e de perfect tot, fiindcă nu suntem căsătoriți. Uite, odată ce ne căsătorim, totul se va schimba. Zic, ce poate să se schimbe? El era mai mare ca mine cu și este mai mare ca mine cu șase ani. Ea este mai mare ca mine cu vreun an, doi. Un fapt foarte trist, căci ea deja știa de mine, dar nu era sigură, încă nu venise la mine acasă. Eu am observat cum ea, după postul fotografiei în rețelele de socializare, ea încearcă să mi se asea mie. Ea s-a frezat ca mine, s-a văzut și culoarea părului aproximativ. Ea venise la mine și îmi zice, uite, atunci, îmi zice, uite, ce faci tu că el vine la tine? El se jură că nu mai vine și el vine la tine. Ce faci tu? Învață-mă! spune -mi. Și eu zic că eu nu pot să te învăț, să... asta nu se învață, asta tu ești sau nu. Tu nu poți să, să te înveți să, să ai pasiune în tine. Tu sau ești pasional, sau ești over, open mind, sau ești stigmatizată, timidă, retrasă, complexată. Nu ți se învață. Sunt aceiași femei ca și tine. Pur și simplu eu dau ceea ce are nevoie el. Și eu lui, de multe ori îi spuneam, dă voi voie ei lasă femeia în pace, dă voi să pleci, să-și caute bărbatul care o să o iubească și o, o va respecta, fiindcă și ea are un bărbat care îi potrivit ei. A ajuns o perioadă când eu credeam că el vine doar pentru sex la mine, fiindcă noi am avut o varietate sexuală, aș spune, majoră. Noi am făcut amor peste tot, în costume, jucării. Eu am fost și la curs de pol dance și am făcut cadou la ziua lui de naștere, i-am dansat un dans, strip. Înțelegi? Eu, dacă mă dau în relație, eu sunt o persoană pasională, eu mă dau total și vreau să fac persoana fericită. Am ajuns la o perioadă când mi-era greață de el. Nu puteam să mă mai culc cu el. Mi-era greață, că știam că oricum se culcă cu soția, o să răută. Și mi-era greață, mi-era greață chiar până la a vomita. Și nu puteam. Și o consideram folosită. Zic, mă folosește pentru sex, pentru că el e fericit, după să duce acasă, liniștit. Și a, aici și veneau conflictul, să mă, să mă despart, să plec. Eu nu pot fi tratată ca un corp. Eu vreau să fiu tratată ca o persoană. Dar el, reu, bravo, reușea să-mi dea și căldură emoțională. El îmi dădea și grijă și atenție, nu numai sex că noi nu făceam numai sex. După situația dată când ea a fost la mine, ea plecase, noi am rămas, am, pleca am rămas la o notă pozitivă și prietenoasă cu ea. Ea am zice, uite că sunt, avem mult în comun, avem, iubim același bărbat, putem să liniștit. Eu i-am propus, zic, pute, uite, dacă e tot așa ok între noi toți trei, deja ne cunoaștem, poate trăim între ei. Care e problema? Ia, îți faci mâncare, ea e doamnă, eu, vin, eu dorm cu tine. Știi, și el a idei bună, trebuie să vorbesc cu ea. E evident că glumea, nu mai cred eu că a discutat el cu ea chestiile astea, fiindcă ea am, am văzut-o, era o fetiță mai retrasă. Eu era să accept. Eu într-atât mi-am pierdut capul că eu mergeam și la asta. Să trăim toți într-un apartament. După e, situația asta, el a dispărut puțin. Nu a dispărut emoțional, el avea grijă de mine, dar el a dispărut fizic. A fost traumatizant și pentru el întâlnirea asta noastră între ei. L-a blocat, el a dispărut, nu ne-a văzut, nu ne vedeam fizic, dar el mă telefona, noi continuam să vorbim, el mă ajuta dacă aveam nevoie, îmi trimitea ajutor și financiar, putea să-mi fac și cadouri, știi? Adică el era prezent în viața mea, dar numai nu fizic, fiindcă pe el l-a traumatizat întâlnirea asta noastră între ei. Eu nu mai știu ce s-a întâmplat între ei, ce au fost discuții, fiindcă oricum noi știm doar cei ce-i comod să, să ne povestească. După noi, am, din glumă, am trecut la. ne-am revăzut și am trecut la. Viața întrei. Adică, nu, fiecare cu casa lui, dar eu aveam zilele mele, când el dormea la mine. Era tot clar, stabilit, hrănit, satul, spalat, Înțelegeți? Toți trei am acceptat jocul ăsta, dar am închis ochii, ca. știți, am închis toți ochii la realitate și am continuat. Ea m-a întrebat. Zice, cât timp o să l aștepți tu? Și eu zic toată viața. Și ea zice: "Ok, o să vedem." Cine câștigă? Am mai continuat încă vreun an de zile relația noastră. Nu am avut noi aspect financiar în relație. El putea să-mi cumpere o fustă, putea să-mi dea niște bani să ies cu prietenii, îmi aducea mereu cadouri, sau de exemplu puteam să-i spun: "Uite, mi-am văzut un parfum" și el cât costă, și putea să-mi dea bani de, de un parfum, dar ca cadou, dar nu relație financiară deloc, zero. Nu am nimeni nu are ce mă reproșeze în o relație materialistă niciodată. Analizând triunghiul nostru, poți să ți realize, îți dai seama că de vină, suntem noi, femeile. Eu nu vreau să dau vina pe el. El este vinovat în ce? În faptul că este predispus adulterului. Eu sunt divină vină pentru că am acceptat jocul. Și am căzut, fiindcă relațiile astea ca tare sunt relații nevrotice și e, te bagă în dependență, dependență emoțională, fiindcă este adrenalină aici, pasiune mereu. Și libertate, fiindcă în, în relația asta eu am păstrat și libertatea, fiind liberă. Și ea, evident, la fel, neîncrederea în sine, ce o să fac eu cu divorț, rușine, stigmatizare, dragoste, fiindcă poate îl iubea și ea în felul... Nu poate, îl iubește în felul ei. Este el un bărbat frumos, văzut, Secție, deștept, super, super carismatic. Totul s-a terminat în 2013. To da, totul a avut loc. Ne-a dispărțit serviciul. Și dorința mea, că și el de la distanță putea, vroia să fim, să-l aștept, să fiu alături, dar eu am pus punct. Eu am fost la psiholog și am rugat să fiu hipnotizată să mi se scoate din cap prin hipnoză. Am reușit pe vreo două zile, pentru că el continua, el când i-am spus asta, m-a atacat emoțional, îmi trimitea buchete de flori, de astea mari, de câte doi metri, îmi trimitea cadouri, știi? El nu, nu putea să, să renunțe. Cum să renunțe la mine? Și eu am făcut câteva acțiuni care au făcut ca el să mă lase în pace. Eu am procedat urât, dar urât am procedat pentru el. L-am înșelat. Am, am făcut-o vizibil, să fie văzut. Eu știam că asta el nu acceptă, el e proprietar la lui și el nu ar accepta așa ceva niciodată și eu am făcut-o și el a aflat și s-a șters totul, lui și mie și noi am plecat fiecare cu drumul nostru. Ce l-a făcut să fie cu mine și să, să, să sacrifici și familia, fiindcă a creat probleme, probleme nu doar acasă, fiindcă știau de noi toți. Eu cred că faptul că cum, cât de liberă sunt eu, libertatea, pasiunea și dragostea asta de, de, de viață. Eu îmi iubesc viața. Noi murim odată, dar trăim în fiecare zi. Și noi nu putem trăi la fel. Ceea ce am trăit ieri. Și eu iubesc și prefer să-mi joc ziua diferit. De deci ce a fost ieri și mâine va fi diferit. Așa o dragoste, nu. Fiindcă, da, eu am iubit, mi am mai iubit după soțul, da? Dar a fost altfel. A fost altceva. Dar până în ziua de azi eu încă nu pot să spun că e, el a plecat din sufletul meu. El oricum există în inima mea ca cea mai frumoasă dragoste din viața mea. După ce ne-am ne -am dispărțit, eu am plecat și din structură. Nu puteam să lucrez acolo unde put, îi vedeam umbra. Și atunci îmbolnăvise și copilul, adică fata, simbolăriți se sever și aveam nevoie de bani. Eu nu sunt persoană simplu cu cerutul, îmblu... da, eu pot. Eu nu sunt într atât de egoistă ca să-mi fie rușine. Dar eu încerc singurică să lupt și eu am plecat pe hotare. Eu am plecat pe stihotari și vreau să-ți spun că eu am deschis o carte nouă. Eu am plecat în state, eu am trăit jumătate de an în Caraibi, pe malul mării. După am plecat în Armenia, am găsit un contract de muncă sezonier, am muncit. După Armenia am trecut în prin Moscova, zic mai stau aici puțin și mă duc acasă. Și în Moscova niște prieteni s-au făcut grijă de mine, mi-au găsit o persoană care să mă aranjeze, cât am stat eu acolo vreo două săptămâni, să-mi caute și casă, tot. Și era un avocat foarte puternic și potențial în Moscova și el, cum m-a văzut la aeroport, că și m-a întâlnit, a zis, nu, devășcatură, mă, e aici din mers, el m-a văzut venind spre el și a zis că nu, tu rămâi aici, tu nu te duci nicăieri. În mașină mi-a zis, mă a urcat și mi-a zis, tu rămâi aici. Mi-a luat apartament la Rublevka. Cu el am cunoscut oameni din Gosdumă, actori. Cu el am petrecut timp frumos. Am fost talentată, dus prin restaurante scumpe, cu un... am cunoscut lume puternică. Relația noastră a durat o vară, eu am venit acasă. Și am avut niște probleme de sănătate. Am, fost, am avut o, opera, o intervenție chirurgicală care a creat o reabilitare complicată și a durat timp. Și relația noastră la distanță încet, încet s-a stins. Încet, încet ne-am îndepărtat deja și s-au dus pentru că dragostea era, pasiune între noi, te descoperă din alte lături. După eu am plecat în Malta. Am plecat în Malta și am trăit, am adus și copilul. Deja am trăit acolo un an de zile, dar vara am început să am probleme cu clima. Era prea cald și mi-era greu. Am fost în vacanță în Sicilia și m-am îndrăgostit de ea. M-am -am îndrăgostit în tot și în aerul de acolo și am plecat în Sicilia. Mi-am luat și copilul, m-am aranjat, aveam muncă, mașină, serviciu, în rețele hoteliere. Mereu am lucrat prin turism, în turism, în servicii. Am început să comunic cu un băiat și am început să comunicăm foarte des și zilnic, zilnic și am început să avem o atracție emoțională. Eu povestesc ceea ce am trăit eu și ce am văzut eu și vreau să rămân așa pentru mine, fiindcă e mai bine să lași latura optimistă și pozitivă. Și am, am început să avem o relație foarte frumoasă de la distanță. Îmi trimitea cadouri, scrisori scrise de mână chiar dacă vorbeam toată ziua și toată noaptea în telefon cu un video, eu primeam scrisori scrise de mână, parfumate, știi? Este, eu îi trimiteam înapoi, mai sărutam pe el și eu aveam 32 de ani. Și eu sărutam o foaie, dădeam cu parfum, scriam scrisori și îi trimiteam în poștă, știi? Și îmi băga acolo un, o inimioară din aur, mi trimitea flori, chestii. A fost foarte frumos. Eu am crezut în poveste, știi? Prin discuție am înțeles că el e ca mine. Am descoperit multe chestii discutând la distanță, începe a comunica, eu fiind o persoană mai comunicativă și chiar sunt curioasă și nu pot să aștept, vreau să știu tot și să spun tot despre mine și vreau tot să știu și de la tine. Ne-am văzut peste jumătate de an și m-a cerut în căsătorie îndată. Și eu am acceptat. Eu am acceptat, ne-am căsătorit și eu aveam sunete mici, dar nu am bagat în seamă, fiindcă nu erau așa, atât de, de semnificative. Era și relația la distanță, fiecare cu bugetul lui, cu banii lui, fiecare cu buzunarul lui, da, el îmi facea cadouri, chestii, eu lui trimiteam cadouri prin poștă. Adică, dar știi, puțin la început a, a fost baza că fiecare cu banul lui, fiindcă trăim separat, nu îmi trimitea bani acasă ca să mă țină, știi? Și am vrut să-i arăt că sunt independentă. Nu sunt eu ca toate femeile, cum zicea el, toate fetele de prin așteaptă să-i trimiți bani, să faci tu tot. Eu, uite, sunt puternică, independentă. Am venit în Corsica. Am ajuns în Corsica la el și din prima lună am înțeles că trebuie să plec. El prin acțiunile lui e maturi puțin și e responsabil, dar după am aflat și de unde vin, am ajuns eu să rămân cu copilul meu fără bani în casă. El a plecat, liniștit și eu am avut vreo 10 euro și am stricat încă punguța al fetei ca să scot de acolo, ca să pot să cumpăr produse alimentare. Eu -am, deja mi-am găsit și de un serviciu, dar până la salariu era o lună și mi-a fost atât de dureros. Mergeam, veneam de la muncă, m-am așadat pe banchetă lângă stație și plângeam. Eu niciodată nu am fost pus în starea asta, în situația asta, în care eu să nu pot să-mi hrănesc copilul. Uite câți ani eu am dus cu brio responsabilitatea mea de mamă și eu am ajuns aici să nu pot face nimic. Eu nu pot să, și eu nu sunt persoana să cer ajutor. Și plângeam zile și am zis, îmi primesc salariu și plec. Peste trei săptămâni aflu că sunt însărcinată, în prima lună, din prima lună după căsătorie eu am rămas însărcinată, din prima zi. Și eu fericit, atât de mult îmi doream copilul în, și zic lasă-i dau o șansă, e tânăr, am discutat cu el, îmi mai acord o șansă, că e el, poate nu și-a dat seama, n-a calculat bine, poate ceva acolo e cheltuieli, dar el flăcău venise îmbrăcat tot în lacoste, știi? Eu cu copilul meu, cu conserve acolo, le-am întins, nu știu ce mai făceam, dar el și puțin am privit strâmb situația, știi? Și atunci am înțeles că mai bine, mai bine plec, dar soarta a decis altceva. În, la, în luna 5-a sarcinii, noi fiind, știi, eu însărcinată, eu nu mai lucrez, Evident, nu am alocații, sunt nou în, în statul francez, nu am lucrat în ajuns să cer careva drepturi și alocații sau susținere. Zic, economisim. O să economisim, plătim chirie, cheltuieli de mâncare, uite, calculăm, aici calculăm și ne rămâne binișor, că trebuie să vină un copil pe lume, trebuie să cumpărăm carucior, trebuie de toate. Și ajungem de luna decembrie, sărbători, chestii, el stă într-o zi, stă în fotoliu dus, el nu -i. El este, se simte energia asta, tu simți omul, deja dacă stai cu el, tu îi simți că el ceva are. Și îi întreb, ce, ce s-a întâmplat? Nimic, nimic, știi, zic, ce se întâmplă? Care e problema? Discută cu mine. Eu am vrut mereu să fiu o soție deșteaptă, știi, înțeleaptă, fără mare isterici sau clar, liniștit și calm. Nu știu, nu știu, vine vine peste vreo oră, tot nu vrea să-mi explici nimic. Vine peste vreo oră și îmi zice, că uite, eu am calculat, luna asta noi am cheltuit pe mâncare 1200 de euro, căci, dar eu eram acasă, evident, că eu achetam cu cardul, el se uitase în aplicație, calculase și îmi zice că tu mănânci prea mult. Eu sunt fiind însarcinată așa o, o, durere în spate am simțit și zic poftim, zic arată, de să calculăm împreună. Nu, 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 lasă, nu mai trebuie, am calculat eu, nu-ți mai arăt, uite, nu știu ce, zic lasă că a rămas puțin până la salariu, ne discurcăm. Și tot așa continua, dar știi, încă nu aveam probe să văd ce se întâmplă, că se întâmpla ceva. Dar tu simți, dar nu vezi și nu, nu realizezi. În, născusem eu, și el în trei săptămâni pleacă în misiune în Africa și îmi face, face, face procură în co, pe contul lui bancar, deci dacă se întâmplă ceva, să pot să merg la bancă, să scot bani sau să fac tranzacții, știi? Și automat, dacă e aceeași bancă, în aplicația mea bancară mi apare și contul lui. Mi apare contul lui și eu nu înțeleg acolo nimic, stau, răsfoiesc și încep să văd. Poker star. Minus, minus pe zi, 3-4 minusuri pe zi. Eu fiind însărcinată, ziua nașterii, după ce s-a născut copilul zilnic, 2 trei ori pe zi, minus, minus, poker star. Eu, în luna aceea, el plecase și mă lăsase iarăși fără bani în casă. Și eu deschid aplicația și văd chestia asta cu un copil de trei săptămâni, cu unul de 12 ani, 13, și mi-a dat fratele bani în luna aceea să țin. Era, era dependent de jocuri de noroc și eu atunci am înțeles tot. Și eu mi-a dat seama, fiindcă ăștia care joacă, ei în, peste tot joacă. Și suntem trofeu. Și eu așa am un trofeu bun. Mai caută trofeu e de este interesant, inteligent, frumos, pasional, open mind deschis oricărui încercări. El s-a jurat. Am dat șansă, iarăși. Dăm șanse noi, femeile, cu copii, deja ne fiind, neavând încredere în noi, deja începem să, să iertăm, să dăm șanse. Dând șansele acestea, eu dau, am dat șanse lui să continue, să-și continue jocurile, să-și continue jocul murdar, minciunile și trădarea. A continuat să, el a continuat să mintă, să ducă banii din casă, să avem probleme. Eu, la șapte luni, copilul, am chemat ta pe taică meu să vină la mine și am mers la muncă, fiindcă trebuia să-mi hrănesc copiii. Să mănânc nu numai două, trei feluri de mâncare, care sunt cele mai ieftine din magazin. Și atunci am ajuns la o, o relație foarte rece, foarte rea, distantă. Nu mai aveam aproape nimic. Și într-o seară el îmi zice că să, să vorbim, să ne să împăcăm, nu știu, eu eram rece, distantă, zic nu vreau nimic, dăm pace, lasă-mă, copiii deja dormeau și el a încercat să. să încerca să facem sex. Eu am zis că nu, du-te de aici, m-a luat și m-a strâns cu forță, mi-a strâns mâinile, el e cu mult mai puternic ca mine. M-a dezbracat și m-a penetrat fără eu, evident, nu poți să strigi, ai copii care dorm. Ai un copil lângă tine care doarme de 2 ani și ai unul de 14-15 după ușă. Nu poți să strigi, nu poți să te iei la bălataie. Eu, privind situația asta, îmi dau seama că ăsta e un viol. Eu zic nu, eu zic nu, el nu, el mă dezbracă, îmi smulge hainele și mă penetrează. Care e diferența între un viol în stradă sau acasă? Noi ne-am separat, eu i-am scos singur hainele, le-am strâns și le-am dus la serviciu. L-am sunat, el a venit la ușă, el nu știa ce, el așa fericit venea spre mine și eu deschid portbagajul și arunc valizele. Și zic, uite, asta e viața de un bărbat 30 de ani, trei valize. Și am plecat. Și am plecat și am început să mă ocup de mine, psihologic, emoțional, profesional. Și viața mi-a oferit ceva interesant. Mi-a mi oferit în cale o personalitate foarte interesantă. Medicul lui Conor McGregor. În perioada aceea Conor McGregor era la noi în oraș, vreo două luni, cu Prințesa de Monaco, se pregăteau pentru o cursă uh, caritabilă. Și ei se antrenau zilnic. În hotelul nostru unde am lucrat eu, era cazată toată, tot staful lui, bodyguardii, șoferii, antrenorul, medicul, antrenorul de velo, el are mai mulți antrenori, fotograful, videomanul, fiindcă duce cineva conturile lui. Și toată echipa a fost la noi. Și medicul a găsit ceva interesant acolo. A început să-mi să facă, să facă curte. Era interesant. Mie mi-era interesant din punct de vedere intelectual. Eu într-atât eram de intelectual și duceam lipsa de o discuție cu o persoană inteligentă, fiindcă fostul meu soț, 11 clase are absolvite, asta e tot. Știi? Și noi, pe baza discuțiilor, comunicații, ore în șir, el venea, deosebit când lucram țara, venea la mine la recepție și stăteam ore. Se ducea, mi-aducea mâncare, mi-aducea mici atenție, știi? Și eu am început să ieșim împreună, zic, de ce nu? Este interesant. A realizat că s-a îndrăgostit. Și am început o relație, chiar am fost într-o relație frumoasă, L am început la distanță, fiindcă ei plecase cu barca, Magregor avea probleme cu legea acolo, cu, în Franța, și plecase repede ei, brusc, așa, într-o seară. Și m-a invitat peste o lună, am venit la ei în Portugalia. El deja acolo se antrena pentru o luptă care a avut loc anul trecut în ianuarie fiindcă ei în Portugalia toți au vile, case și au și sală de antrenamente. Și au mers acolo. Noi am, acolo am făcut cunoștință și cu Magregor. Ei mă cunosc toți. Când am venit în Portugalia, mi-a dat mașina, antrenorul, mi-a dat mașina lui să pot circula, fiindcă ei toată ziua, două, trei ori pe zi, aveau antrenamente. Și el deja, i-a mai făcut și borș. Gata! Borș, el când a văzut borș, pârjoale, mor, măr copt, fiind sportiv, evident că mănâncă mâncare sănătoasă. Și el, ripijor, hai, vină de Crăciun la mine în Dublin, uite așa, de mi ce acte ai, ai posibilitatea, mergi cu noi în Las Vegas, căci McGregor are luptă acolo și o să fim vreo lună acolo, până la luptă și după. Și eu eram aprinsă, Vreau, vreau relația. Eu zburam, aveam o plăcere enormă. Noi am fost într-o relație de vreo jumătate de an deja. Și pur și simplu într-o zi mi-am scris că vreau să mă despart și am pus punct. Eu nu am înțeles motivul singură, dar analizând, analizându-mă pe mine, bine am înțeles că eu încă nu am închis ușa bine cu fostul. Noi, noi nu aveam nimic între noi, eram separați, fiecare cu casa lui, dar... Trebuie să treacă timp după orice relație ca să-l să să plângi, să-l suferi și să-l scoți. M-a luat un val, nu știu ce, emoții și sub emoția asta i-am scris-o. Să răbdat atunci, să nu-i scris, era să continuăm. Dar nu știu ce, val, trăsteții, covid restricții ne-au închis pe toți, nu puteam ieși. În Franța e mai sever. Și eu m-am dispărțit de el. Și am mers mai departe cu, cu frustrările mele, cu frica, cu depresia. Care încercam să, o, să mă lupt cu ea singurică și am ajuns în vară asta să am dorințe și vise de suicidă. Eu am vrut să pun capăt. Eu m-am simțit obosită. Eu am ajuns să mă simt bătrână. Eu mă simțeam babă de 80 de ani. La vârsta, La vârsta mea de 36. Când mă uit în oglindă, văd, dar nu realizez. M-am adresat la un psihoterapeut care mi-a fost profesor la universitate. Noi am început terapie, terapie profundă, am muncit foarte mult, dar stările mele nu se schimbau. Eu pe zi schimbam de 3-4 ori dispoziția. Eu puteam să merg într-o zi foarte frumoasă la volan și să mă pun să plâng. Eu putea să plâng vreo 20-30 de mii, fără motiv, după zâmbeam, după iar decădeam, iară tristețe. Eu am ajuns să, să, nu, să nu înțeleg ce cu mine. Și am mers cu psihoterapeutul meu, lucrând, am realizat că ar fi bine să mergem la medic, la un psihiatru, fiindcă depresia nu este doar psihologică. Depresia, dacă, dacă descifrăm cuvântul ăsta din engleză, depresă. Noi aveam nevoie de o, o odihnă profundă. Corpul nostru și psihicul nostru, în cel mai important, psihicul nostru a obosit. Eu am, am mers la un psihiatru la noi și am fost internată în spital, în clinică privată de psihiatrie mm -hmm. în, în Corsica. Și am avut parte și de un tratament medicamentos, fiindcă, îți spun, depresia este și Neuro, la nivel de neuroni. Noi avem schimbări la nivel hormonal și la nivel de hor o, o, neuroni care singure cu pozitiv sau pozitiv mind nu, nu merge, nu se schimbă. Tu ai trăit ani de zile, te-ai stresat, te-ai blocat, te-ai frustrat, ai trăit în anxietate, nu poți tu așa ușor să mergi la psiholog, să te încarci cu pozitiv, să prelucrezi o traumă, dar să nu te ajuți din interior. Și ei mi-au găsit uh, tratament specific, fiindcă în spital, înțelegi, ei caută tratamentul, căci tot nu știu care este tratamentul tău perfect. Și eu am ieșit altfel. Eu m-am calmat, m-am apropiat iarăși de copii, fiindcă trăind în depresie cu bărbatul meu, am, am departat și de la copii. Căci faptul că vroiam să mă sinucid nu mă atingea faptul că am copii acasă. Eu consider că asta e totul vina mea. Chiar, uite, știi, persoanele când se dispartă, unul pe altul se învinovățesc în toate păcatele pământești. Tu ești vină, tu, tu, tu. Nu este divină fostul meu soț în ceea ce am, am pățit eu. El este divină că m-a tradat, a mințit și a jucat, dar el nu este divină că eu am suferit, fiindcă a fost totul în puterea mea să plec. Niciodată nu mi-am pierdut naivitatea asta copilărească și speranța și optimismul pentru o relație frumoasă. Eu îmi doresc o relație frumoasă. Acum, după to toate experiențele mele de viață, eu nu aș accepta relație cu un barbat căsătorit, nici într-un caz, evident. Fiindcă asta am trăit, eu știu ce e asta, eu știu cu ce să mănânc asta și eu nu mai vreau că relațiile astea oricum consumă, dar nimic nu aduc. Fructul la relația asta este gol. Deci, eu vreau o relație frumoasă, sinceră și o să cer. Și dacă nu o voi primi, eu merg mai departe. Istoria Iulianei m-a lăsat aproape mut prin câte greutăți poate trece o persoană. De fiecare dată când aud cum un bărbat lasă în voie sorții o femeie însărcinată cu copilul său, îmi dau seama cât de slabi de caracter sunt unii bărbați de la noi. Un alt aspect pe care vreau să-l subliniez din această istorie este infidelitatea, evident. Niciodată nu am învinuit persoanele care devin amanta sau amantul cuiva. De obicei, vinovat este cel care înșală. E alegerea fiecăruia ce să facă în familia sa, să ierte infidelitatea sau să divorțeze. Dar atunci când vă gândiți că omul de alături se va schimba, amintiți-vă că cel care a înșelat odată cel mai probabil o va face din nou, mai devreme sau mai târziu. Nu tolerați lipsa de respect, nu tolerați să fiți impuse sau impuși să faceți sex fără voie voastră, chiar dacă sunteți în căsnicie. Aveți grijă de cum vă creșteți copiii, nu-i traumatizați psihologic, nu-i umpleți de complexe. Nu proiectați frustrările și nefericirea voastră peste ei. Ei nu poartă nicio vină pentru decizia maturilor de a-i aduce pe lume. Haideți să fim mai buni cu noi și cu cei din jur. Dacă v-a plăcut monologul de astăzi, puteți să-l apreciați și neapărat să scrieți un comentariu despre cum vi s-a părut această istorie. Just Consult este lider absolut în prestarea serviciilor de redobândire a cetățeniei române și perfectarea actelor românești. La Just Consult ai parte de asistență legală, corectă și transparentă. De la colectarea actelor de stare civilă și depunerea dosarului pentru redobândirea cetățeniei române, până la obținerea actelor, alocațiilor pentru copii și permisului de conducere românesc. Pentru mai multe informații, accesează site-ul justconsult.md.